În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pericopa evanghelică de astăzi este o pericopă, ca să spunem așa, de smurt și isup. Un copil lunatic, cu o simptomatologie foarte ciudată, îl trântește în foc, în apă și vrea să-l omoare. De unde deducem că logica, minții și autoprotecția personală, adică autocontrolul, nu există. Termenul de lunatic poate fi ușor asemănat cu cel de îndrăcire, de demonizare, pentru că tot lucrarea diavolului este acolo. Noi în popor spunem altfel, e lunatic, îmblă noaptea, iese și umblă iurea. Ăla mai degrabă ar fi zănatic. Dar această lunăticie vine asupra acestui copil și îl chinuiește într-un mod cu totul neașteptat. Întrebarea, după învățătura cărții celei vechi, Șapidalionului și îndreptarea legii, după pravila de la Târgoviște, spune așa, că lunăticia se poate prinde de copilul zămislit în păcat duminica sau la sărbători mari, praznice împărătești. Că lunăticia se poate prinde de copilul zămislit în păcat fără cununie. Acum, ținând cont că avem foarte multe concubinaje, rugăm pe Dumnezeu niciodată să nu dea să se nască copii, să iasă toți sănătoși, să se poată spăla prin taina botezului și să nu ducă cu ei și necredința părinților, și necunoașterea lor, și neștiința păcatului, și iresponsabilitatea. Dar este și aceasta o cauză. O altă cauză modernă, pe care o întâlnim adesea foarte des, cu rușine ar trebui să o spun, dar trebuie să o spun pentru că o întâlnesc la spovedit și e bine să o știți și dumneavoastră, copiii nedoriți. Părinte, n-aș fi vrut să mai fac copii, dar m-am trezit gravidă. După certuri cu soțul, de la afară, cu soacră, cu rude, cu prieteni, dar la vârsta asta, dar în altă treabă, dar la vremurile astea, la necazurile astea, ei, și credința din femeia respectivă, până la urmă, face ca acest copil să se nască, mai mult vrut sau nevrut, până la urmă vede lumina zilei. Dar, el fiind un copil nedorit, Dumnezeu pune în el tot ce trebuie, dar nu pune harul care vine din dragostea nașterii de fii. Nu știu dacă ați văzut vreodată sau ați simțit, și aici poate să ne spună mamele sau tații, de câte ori după căsătorie, mirii așteaptă primul copil ca pe nu știu ce. Și mireasa nici n-are două luni, deja poartă rochii largi, tata-i fudul și deja... aia-s copiii doriți. Când vine așa întâmplător și nu-l vrei, nu-i bine. Și mai este un motiv pentru care lunăticia e prezentă în viața pruncilor, metodele moderne contraceptive, când femeia se trezește gravidă și peste pilulă și peste steriles, peste toate prostiile astea, și întâmplător și părinții sunt gravidă, de acum ce să fac? Păi normal că ce să faci, dar nu vii la biserică să-ți dea binecuvântare, să-l avortezi. Trebuie să-l crești, să-l naști și să ai grijă de el. E o făptură. Am avut adeseori această contradicție cu foarte multe persoane, chiar și de genul feminin, care mi-au zis, părinte, femeia este stăpână pe trupul ei și face ce vrea cu el. Cu totul adevărat. Într-un nimic greșit. Dar nu este stăpână pe trupul copilului, care e un corp străin în trupul ei și o altă identitate. Tu ai văzut soarele, te-ai născut, ai suplat sân, ai fost legănat, ai avut copilărie, ai avut părinți și te-ai bucurat de ei. Cu ce drept hotărăști asupra celui ce n-a văzut toate acestea? Pentru că o să mă întrebați de ce spun treaba asta. Am întâlnit copii care atunci când se ceartă cu părinții spun această expresie, dar te-am pus să mă faci? Bine, aia e zăluz, nu trebuie să iei în seamă. Dar spun vorba asta. Un asemenea copil, dacă Dumnezeu ar fi bun și aspru și drept, atunci ar trebui să-l ducă în neființă și să zică, gata, nu vrei să treci pământ, nu-ți place? Du-ți. Dar Dumnezeu ne lasă, că știe că suntem iresponsabili moral, etic și spiritual. Și atunci, și acești copii pot fi atinși de boala lunăticiei. Și un alt motiv al lunăticiei moderne
poate fi excesul de țigară, băutură, energizante, etnobotanice și prafuri de tras pe nas, adică droguri. Dacă te uiți la unul de asta când își trage pe nas, ce euforie are săracul, e de 10 ori mai lunatic decât un lunatic. Și avem și din ăștia. Și trebuie să ne luptăm și pe ei să-i ducem la cunoștința adevărului. Dar problema nu e asta. Evanghelia, eu v-am prezentat lucrurile la modul de unde ar putea părea lunaticia, dar Evanghelia ne prezintă o altă problemă. Omul care avea acest copil nu vine cu un reproș din partea personală, vine cu un reproș din partea apostolilor. Sună cam așa. Ce face azi biserica pentru credincioși? Așa sună acuza. Ce face astăzi biserica pentru credincioși? Îi îngroapă, îi dezgroapă, îi botează, îi cunună, îi spovedește, îi împărtășește, le face rugăciuni, îi cumenică și le face Sfânta Dumnezească Liturghie. Îi spovedește și îi împacă cu Dumnezeu. Că biserica ar trebui să se implice în programe administrative, asta o faci dacă și poporul se implică. Că unii spun, de ce nu face biserica grădinițe sau creșe sau pentru copii orfani? Copiii orfani s-au născut din niște părinți care trebuie bătuți cu leațul la cur și întrebați de ce nasc în mod irresponsabil copiii pe care îi abandonează. Un copil este dragoste, un copil este carne din carnea ta, trup din trupul tău, sânge din sângele tău. Cum să-l uiți la maternitate sau într-un orfelinat când este sufletul tău? Asta arată ultimul grad de degradare umană și lipsă de credință. E adevărat că trebuie să o remedieze și statul și biserica. Dar părinții ce responsabilitate au? Li s-ar cuveni o pedeapsă prin care să nu mai poate zămisli niciodată. Dacă nu ești în ca la șoferie. Ai făcut accident, rămâi fără carnet. Ai băut, rămâi fără carnet. Ai lăsat un copil aiurea, mai mult tu n-ai să mai faci copii. De ce? Nu putem iresponsabiliza actul de familie. Nicăieri în lumea asta putem să creștem noi, știți cum e acum modern să spui, că faci copii la clonă și umpli o creșă cu ei și crești și faci populație. Nici aia nu-i după Dumnezeu. De ce? Singura profesoară adevărată este mama, singurul medic este mama, singurul infermier este mama, singurul asistent este mama, singurul educator este mama, singurul care simte ce face copilul este mama. Și mama are această obligație de a veghea lângă copilul ei de la ieșirea din pântece până la majoratul lui. De aceea, în momentul când ești irresponsabil, trebuie să-ți asumi această măsură, să nu fii în stare tu să faci un copil să-l arunci în drum, pentru că aceștia nu sunt vite de fermă. Noi nu creștem demografia în mod habotnic sau haotic sau hazardist. Hai băi, mulțiți-vă tăți, nu contează, umpleți creșterile și grădinițele și orfelinatele. Nu! Naști în mod natural, voit de Dumnezeu, controlat de voință, suflet și gândire, atâția prunci cât poți să-i crești. Și dacă cineva spune, băi, eu n-am prunci, dă-mi-l mie unul să-l cresc, îl dai, îl înfiez să-l poată crește și să ajungă om mare. Face o faptă bună, dar nu-l lași în drum. Un copil, oricine l-ar crește, nu va crește niciodată ca într-o familie unde simte căldura și tot ce poate să ofere mama cu căldura ei și tatăl cu căldura lui. Tatăl aici era la fel de necredincios și la fel de irresponsabil. A trecut pe lângă apostoli, a crezut că poate rezolva cu ei. N-a avut putere să dea ochii cu Iisus. Probabil Iisus era ocupat cu altceva. Și a zis, uite, am un copil îndrăcit, ați putea voi să-l vindecați? Bineînțeles că apostolii s-au fi azardat. Hai să zicem, o rugăciune. De unde? Dracul trântea mai urât și mai rău și îl zghihuia și mai urât. Și atunci el vine când apare Iisus și spune, știi, am un copil lunatic, face așa și așa și așa, dar ucenicii tăi n-au putut să-i facă nimic, așa cum ai spune, da, bă, ucenicii tăi sunt niște irresponsabili, sunt niște proști. Iisus mustră această mizerie pe care el o știe ce are la rădăcină și întreabă scurt, dar tu
poți să crezi că eu pot face aceasta? Și iată răspunsul celui care acuza. Da, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci, nici tatăl nu era pregătit de o întâlnire cu Iisus de grad zero. Cum? Eu v-aș cere ca temă pentru acasă să aprindeți candela în fața Mântuitorului și să vă puneți în genunchi sau pe scaun, să priviți icoana atent și să-i spuneți doar atât. Iisuse, dacă ar fi în clipa aceasta să plec de pe pământ, că noi nu ne știm clipa și ceasul, Dumnezeu o știe, eu aș fi capabil și am atâtea fapte încât să pot sta și rămâne lângă tine sau mă lepez de la fața ta? Și asta ne-ar da puțin de gândit, ne-ar motiva din punct de vedere interior, cum spune regele David în psalm, miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta, că de vei căta la fără de legi nimeni nu se va mântui. Dar la tine este milostivirea. Dar iarăși ce spune David psalmistul? Fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Unde e omul ăla sau unde e creștinul ăla care să-l vezi? Bine, și cel ce vă vorbește în cauză, să nu credeți că vă vorbește perfecțiunea. Unde e creștinul acela care să trăiască sentimentul de păcătoșenie și de smerenie și de împăcare cu Dumnezeu la modul încât să fie atins în sufletul tău sau să fie atins în inima ta sau să fie atins în adâncul tău, încât fiecare celulă din tine să fie pătrunsă de durerea păcatului. Doamne, cât de mult am greșit eu, lui Dumnezeu, fără de legea mea o cunosc, înaintea mea e pururea. Cum spunem noi? Ei, sunt păcătos, dar parcă nu-s ca ceilalți. Adică avem și un grad de păcătoșenie, mai mic sau mai mare. Dar Iisus ne responsabilizează într-un singur fel pe toți. Cred că cel din tâi sunt eu. Când tu ești cel mai mare păcătos, n-ai timp să-i judeci pe ceilalți. Că cei de sub tine oricum sunt mai mici în păcat dacă tu ești cel din tâi. Deci mergeți pe acest concept ca niciodată să nu vedeți ce e în ograda altuia. Să știți numai ce e în ograda voastră, să știți numai ce e în sufletul vostru, să știți numai ce e în inima voastră, asta folosește. Iisus desconspiră acest act de viclenie, ca să-i spun așa, trup sufletească, și spune așa, o neam necredincios, Petre, poate stai și tu cu minte undeva și nu te mai foiești, eu luat evlavia în fața oamenilor. O neam necredincios și îndăretnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Deci ceea ce arată că e Iisus Hristos, cu toate că e blândețea adevărată, cu toate că e răbdarea adevărată, cu toate că e mila adevărată, cu toate că e iubirea adevărată, se camirită și-și cam iese din fire când vede că poporul este în totală nepăsare. Deci și la noi, oamenii, la fel se petrece. Când te gândești că apostolii ăștia au mers între păgâni și din vorbă în vorbă au putut crea câte un nucleu creștin, o femeie, un tânăr, un bărbat, un om, și-a făcut prima bisericuță, a făcut primul preot, au slujit cum au putut, au frânt pâinea cum au putut, au binecuvântat paharul și au întemeiat liturghia și biserica și altarul și lumea credea și se făcea minuni. Iar astăzi, după 2000 de ani de creștinism, când biserica e pictată, e cu scaune, cu căldură, cu aer condiționat, cu altare, cu sonorizare, cu cântăreți, e cu preot, e cu podoabe, cu veșminte, cu tot luxul posibil, omul spune, da, mie nu-mi place la biserică, ce caut eu acolo? Ce să cauți acolo? Să cauți să te întâlnești cu Dumnezeu și să-i spui cât ești de lunatic. Cât ți-a dat El ție și ce faci tu pentru El? Că auzi ce spune psalmistul David. Ce voi răsplăti eu Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Și spune exact cheia.
paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci ești obligat, în calitate de creștin autentic, botezat, cununat, spovedit, să fii întotdeauna împărtășit și prezent la liturghie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci mă împărtășesc și mă rog. De asta e supărat Dumnezeu și îl face neam curvar și păcătos și îndărătic și necredincios. Spune mai departe Iisus, să-l aduceți aici la mine. Asta e cea mai mare cheie. Auzim că la sluga sutașului, sutașul are o smerenie deosebită și unicat. Doamne, nu-s vrednic să vii la casa sufletului meu, că sunt păcătos. Zii tu doar cu cuvântul, că eu știu că se îndeplinește. Și sutașul dobândește iertarea slugii sale, care era și roman de neam, n-avea nicio treabă cu ortodoxia, cu creștinismul. Deci era, se închina zeului Mitra. Dar îi spune lui Dumnezeu logica divină din mintea lui. Doamne, Tu fiind mare, știu că dacă poruncești să împlinește, că și eu poruncesc și se duc și vin sau aduc și fac ce le cer eu. Și Tu poți asta. Și atunci ce spune Iisus? N-am văzut atâta credință în Israel. Adică un om care să gândească atât de logic în numele lui Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Noi care suntem logici și știm exact ce e Scriptura Noului Testament, suntem mai păcătoși și mai irresponsabili decât cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cu toate că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și spune că Iisus n-a stat de vorbă cu nimeni, a intrat într-un dialog care nu ține de lumea aceasta, a intrat într-un dialog personal cu demonul. Auziți ce îi spune? L-a certat pe demon să iasă din copil. El a ieșit și copilul s-a vindecat în ceasul acela. De unde se vede că orice poftă, orice patim, orice păcat, orice greșeală, orice răutate, orice apucătură, orice mizerie, în momentul când te-ai spovedit și te-ai împărtășit, sufletul s-a vindecat și omul s-a izbăvit. De aceea spune, aduceți-l la mine, adică fraților, dacă vreți să vă mântuiți, veniți la Hristos. Eu sunt adevărul, calea și viața. Eu sunt lumina lumii. Cel ce umblă în lumină știe unde merge. Cel ce umblă în lumină este fiul al luminii. Nu mai umblați în întuneric și vă rătăciți, pentru că nu știți unde merge. Cel ce merge în întuneric nu știe unde umblă. Și iarăși Iisus Hristos spune, nu puteți sluji la doi domni. Ori pe unul vei iubi, ori pe altul vei urî. Nu poți să fii prieten și cu Dumnezeu și cu mamona. Noi mergem pe principiul pedagogic al democrației moderne, când credem că prin diplomație poți să te faci frate cu dracu până treci pugnea. Să o credeți dumneavoastră. Am trecut noi multe punți cu dracu și iaca suntem suspendați în aer. Nici apă, nici pe uscat, nici morți, nici vii, nici bogați, nici săraci, nici serioși, nici neserioși, nici stabili, nici instabili. Deci, uitați-vă așa în jurul nostru ce dospește, ce domnește și o să vedeți unde duce acest compromis, prieten cu dracu. Cu dracu nu poți face prietenie niciodată. Oricare ar fi scopul lui viclean, ultimul scop este să distrugă. Este să distrugă. Și să văd roadele. Spune că după ce s-a vindecat copilul, s-a făcut o liniște totală, nimeni n-a mai vorbit nimic, toată lumea s-a spăimântat. Evident, aș putea eu spune, după ideea mea, dacă ar fi să mă exprim, cine este omul acesta care izgonește demonii? Cum o fi scos diavolul din el? Ce-o fi făcut de a fugi diavolul de el? Era aceeași veșnică mirare? Cine acest om Iisus? Au trecut 2000 de ani, adevărat. Și sunt ferm convins că numai din cât suntem noi azi la biserică, foarte mulți din noi încă nu știm cine este Iisus. Dacă v-aș pune o întrebare de baraj, nu greșită, dar stingheritoare, aș spune doar atât. Să ridice mâna sus cine a citit cele patru evanghelii ale Noului Testament și epistole. O să vedeți că 90% din voi nu le-au citit. De ce? S-au mulțumit cu pericopa din biserică de duminică. Dar n-ai cum să-L descoperi pe Hristos numai din pericope, pentru că acestea sunt semnele și minunile despre împărăția lui Dumnezeu. Dar Evanghelia are și alte detalii, epistolele au și alte detalii, Scriptura are și alte multe explicații și învățături care sunt codate și cifrate în textul evanghelic. De aceea vă recomand,
Dacă vreți să știți cine este Iisus, obligatoriu trebuie să citiți Noul Testament. Nu mult. Sincer vă spun, cumpărați-l, puneți o zăloagă, o ață din asta așa, și un capitol pe zi, la rând până l-ați terminat. Și când l-ați terminat, nu să zici, gata, am terminat. Îl luați iar de la capăt, o să descoperiți alte lucruri. În timp, îl luați de la capăt, iar o să descoperiți alte lucruri. Și părinte, dar mai am și altele de făcut. Orice ai strânge, orice ai face, peste toate, până la urmă, mai nimica nu rămâne. Peste față, o lopată de țărână să depune. Dar faptele credinței merg mai departe. Prieteni buni, câștigă-ți plânsul și rugăciunea lui Iisus, căci plânsul stinge focul veșnic și ruga te înalță sus. Când ajungi lângă mormânt, prietenia cea cu lumea e ca pleava ce se împrăștie de vânt. Nu vă jucați cu ce? Cu sufletul. Nu vă jucați cu ceea ce înseamnă mântuirea proprie. Ce vrea Dumnezeu de la om? Care e adevărata viață veșnică? Ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Păi dacă noi nu știm cine e Dumnezeu, cum să știm să ne mântuim? Cum îi spui la doctor când te duci? Domn doctor, mă doare aici. Ăla dacă a făcut carte, te pune pe un scaun și întreabă. Dar cum a început? Dar de când te-a durut? Dar ce ai mâncat? Cum ai dormit? Ce ai simțit? Cum a fost? Și din descrierea ta trage o concluzie și un diagnostic și începe să facă niște analize pe particele să vadă unde se cuibărește rău. Dacă tu nu știi nimic de Dumnezeu, ce să înveți despre Dumnezeu și să știi despre Dumnezeu dacă tu știi doar că ești un Dumnezeu și cu asta basta? A întrebat odată pe cineva, asta nu e o glumă, ci este o surpriză neplăcută într-o țară ortodoxă, cum mai umblă derbedei ăștia ai noștri care să facă bășcălie de credință. Și a întrebat-o pe o bătrânică, muică, ce se întâmplă la Crăciun, ce sărbătorim? Tăierea porcului. Asta era Crăciunul pentru dânsa, asta știa ea săraca. Nu-i de râs, că se taie și porcul atunci, dar n-are nicio treabă cu nașterea lui Hristos. Porcul tai când vin sărbătorile și îți cinstești prietenii, frații, familia, cu mâncare bună, simți că a trecut anul. Dar tu trebuie să știi cine-i Dumnezeu. De ce spune? Cum cântă psalmistul? Cine-i Dumnezeu mare ca Dumnezeu nostru? Dumnezeu cel ce face minuni. De-aia Evanghelia este plină de minuni. Această carte a Noului Testament ne prezintă doar minunile Domnului nostru Iisus Hristos ca noi să știm ce Dumnezeu mare avem pe pământ. Așa cântă stihul în ziua de înviere. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeu nostru? Tu ești Dumnezeu cel ce faci minuni. Iată-l cum a certat diavolul. Și diavolul a ieșit și a plecat din copil și copilul s-a făcut sănătos. Într-o altă pericopă evanghelică, ceea ce nu specifică astăzi, se separă ideile, asta mă uitam acum, că sunt diferite pericopele, în cea de data trecută de la celălalt evanghelist, că fiecare a scris cum a trăit el momentul, deși ele sinoptice se aseamănă exact, nu se contrazic, întreabă așa, Doamne, noi de ce nu l-am putut scoate, adică apostolii, pe diavol? Și Iisus nu le spune că sunt nepregătiți și habarniști, ca să folosim un termen modern nou. Acest soi de draci iese numai cu rugăciune și cu post. Adică neavând asceza și mistica, nu o să faci minuni niciodată. Cu frigiderul plin n-apar minuni, cu poloboacele pline de vin n-apar minuni, cu somnul mult, n-apar minuni, cu traiul bun, n-apar minuni, cu lenea și cu nepăsarea și cu uitarea și cu lipsa de cunoaștere a credinței, n-apar minuni. Adică asta a vrut să le spună. Pe de o parte a vrut să le spună ceva și mai dur. Voi sunteți ucenicii mei, sunteți prietenii mei, sunteți apostoli cum v-am ales eu, dar deocamdată apostolia nu e un grad pământesc, că ești ministru, că ești șef, că ești procuror, că ești avocat, că ești judecător, că ești învățător, că ești profesor, că ești polițist, că ești chestor sau ce ești tu. Nu. Aia o iei pe linie intelectuală și o poziție administrativă în societate, în rotițele de mersul societății, însă credința și asceza e un act pe care îl dobândești și la fel de repede îl pierzi. Teofan Zăvărutu vă recomand o carte
Ea se numește, chiar așa îi spune, Calea spre Mântuire. N-are o treabă cu canalul care spre Mântuire. E vorba de Calea spre Mântuire, scrisă de Teofan Zăvărutu, un ascet rus, care scrie o carte foarte frumoasă și mai are colegă, dar e mai mult călugărească, Fărmăturile Ospățului, foarte frumoasă. Și mai este un Război nevăzut, și mai este o Hristoite, și o Ușa Pocăinței, și mai este o Mântuire a păcătoșilor. Sunt cărți primitive, socotite astăzi, dar cu ele a început învățătura de credință în timpul comunismului, ca să știți. Acestea toate circulau în vremea lui Ceaușescu, că ei nu știau ce înseamnă în terminologia comunistă Ușa Pocăinței, Războiul nevăzut, Mântuirea păcătoșilor, Hristoitia. Suna așa, barbarisme ieftine de 2 lei. Dar erau cărți scrise cu foarte mare adâncime sufletească, mai ales dacă citiți Paza celor 5 simțuri, nu știu dacă se mai tipărește astăzi, dacă mai e la modă. Este o carte extraordinară, te sperii ce scrie ea, dar ele sunt cu iz călugăresc, adică se potrivesc mai mult ascezei monahale, dar avem și creștini foarte buni. Unii sunt tineri și fac ale tinereții, unii sunt copți și fac ale familiei, unii sunt în vârstă și fac ale sufletului. Și atunci se potrivește în toate gradele, aici, colo, câte una. Dar asta le spune apostolul, nu vă împăunați că sunteți apostoli. Același lucru aș putea și eu să vă spun dumneavoastră. Nu vă împăunați că sunteți creștini, că nu-i de ajuns. Da, nu vine diavolul să-ți dea în frunte, nu vine să te trântească jos, nu vine să te ispitească, dar lupta tot o ai. Are el grijă, dacă nu faci accident cu mașina să te cerți cu nevasta, dacă nu bei prea mult să te îmbeți să vorbești de rău de altul și te prinde el cu ceva, undeva tot în mâna lui ești. De-aia trebuie să fim foarte, foarte atenți. Spune așa, că Iisus le-ar fi răspuns, pentru puțina voastră credință n-ați putut să-l alungați pe demon din copilul lunatic. Vedeți? Pentru puțina voastră credință. O temă pentru o casă ar fi aceasta. Ce înseamnă credință obișnuită? Ce înseamnă credință multă? Sigur, vă veți gândi la o babă din asta îmbrăcată în negru, cu rochii până jos, smerită, cu broboadă, cu psaltirea sub soare. Nu, aia poate să fie o credință, hai să folosesc un termen, demonstrativă. Să o vezi tu că e evlavioasă. Dar tu poți să fii credincios, nu știi nimic, ești credincios, e taina ta. Nu ai nevoie, trebuie să îmbli în verde, în roșu, albastru, cum mai vrea. Sufletul să fie alb și curat. Nici nu trebuie să știe cineva că citești psaltirea. Nici nu trebuie cineva să știe că tu citești acatistierul. Nu trebuie să știe cineva că tu citești ceaslocul. Nu trebuie să știe cineva că tu te spovedești împărtășaș. Păi, tu cu astea sufletești cum mai faci? Cum dă Dumnezeu? Bă, dar știi, m-aș duce și eu să mă spovedesc. E, atunci ciulești urechea și îi spui, ți-aș recomanda preotul cu tare. Te va învăța el ce să faci. Și ușor, ușor l-ai atras la credință, dar în mod constructiv și în mod deliberat, ca să nu creadă că tu atunci când îndrepți pe cineva la credință, ai nevoie de un anumit atun, se încearcă varianta asta. Dar vino că te duc eu, îți spun cuvânt. Nu. Tu singur te duci gol și cu minte, așa ca un copil de școală și te prezinți, părinte, eu sunt în clasa zero ale credinței. Vreau o spovedanie, vreau și eu să știu ce am de făcut, un canonaș și de aici încolo, cred că voi vrea să fiu un creștin bun. Și e suficient, ăsta e începutul. Și dă Iisus Hristos aici un final, ăsta e cel mai frumos. Vă zic vouă, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui, mută-te de aici, dincolo, și se va muta. Orice veți cere, nimic nu va fi cu neputință. Deci vedeți ce face credința? Mută munții. Și vă amintesc un pasaj agiografic din luna aprilie, Marcu din Muntele Fracesc, era Sfântul Serapion la Ierusalim, în Palestina, și se ruga la Dumnezeu și spunea așa, Doamne, ori mai este un sfânt pe fața pământului, care să nu-i știu eu nevoința? Și aude de la Dumnezeu un glas. Du-te în Muntele Fracesc, că acolo este vasul alegerii Duhului Sfânt. Și a zis, cum ajung acolo? Pornește-te pe drum că vei fi călăuzit de o căprioară. Și 2 săptămâni de zile a mers o căprioară înaintea lui, până i-a spus căprioara, acum urcă-te pe vapor și unde se oprește vaporul, te dai jos, că acolo te va aștepta altcineva.
Și acolo era o altă căprioară pe care o mulgea, bea lapte și mergea mai departe prin pustiurile alea de munte, până ce căprioara i-a zis, de aici înainte nu te pot eu conduce pentru că nu mai este locul meu. De aici te conduce Harul Dumnezeu. Și în ce consta Harul Dumnezeu? În vârful muntelui se vedea niște săbii de foc la cer și a spus, unde vezi săbile alea, acolo trebuie să ajungi. Ăla era Marcu care se ruga în stâlp de foc. A ajuns la Sfântul Marcu sus și a văzut un om păros, gol, cu barba până la pământ, s-a speriat și Sfântul Marcu i-a spus, nu te speria, frate Serapioane, s-o om ca și tine, asta face viața din om. M-a îmblănit Dumnezeu să nu mor de frică, aici n-am haine. Am 90 de ani de când n-am văzut față de om. Ești primul om care îl văd după 90 de ani. Și știu că ai sfintele la tine, și știu că ești preot, și știu că ai venit să mă împărtășești, că nu puteam să plec fără merindea veșnică. Serapion s-a cutremurat tot, au vorbit amândoi și la un moment dat, Sfântul Marcu mai întreabă, și cum e credința printre oameni? Serapion a spus, avem și noi credincioși buni, avem sfinți, avem asceți. Și la un moment dat întreabă Sfântul Marcu, da, din ăștia care să mai mute muntele cu rugăciune aveți, să-i zică muntelui, du-te și să plece în mare? Nu știu ce să zic. Un cutremur mare și jumătate din muntele Francesc se duce și se trântește apă, în apa mării. Marcu întoarce capul și a zis, obraznicule, ți-am poruncit eu ție ceva, treci la locul tău și să rădică dita mai haramul de bucată de munte și spune la loc în vârful de un sănut. Ei, și pentru această credință spune așa că ea nu trebuie să fie mai mare decât un sâmbure de muștar. Muștarul e un pic mai mic ca sămânța de varză, gospodinile știu ce înseamnă sămânța de varză, muștarul e o leacă mai mare decât macul. Păi unde e credința noastră ortodoxă dacă noi n-am putut măcar muta păcatul de aici până acolo sau de milenie să mergem de un pat pe altul sau prosopul măcar să-i zici, bă, vino la mine. Ați văzut, avem telecomandă să pornești mașina de spălat, să pornești televizorul, să pornești frigiderul, să închizi calculatorul, totul e pe buton. Și Dumnezeu a lăsat această putere omului să o facă prin puterea rugăciunii. Și să vedeți finalul și aici închei, nu vă obosesc, vă plictisesc. După ce au terminat ei de vorbit, Sfântul Marcu a zis, cred că ești flămând, Serapioane, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea de mâncare. Doamne, stăpâni al cerului care hrănești toată făptura, trimite masa. Și din văzduh s-a lăsat o masă cu două pâiniți calde, două pahare de vin și doi pești. Și a zis Sfântul Marcu, milostiv este Dumnezeu, a știut că ești la mine, uite, ți-a trimis și ție mâncare. Mă gândeam ca eu să postez și ție să-ți las mâncarea mea, dar Dumnezeu te iubește. Au mâncat și Serapion, fiind gospodar din sine, a dat să nu te atinge de masa lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, strânge masa. Și masa s-a făcut nevăzută. De acolo, cu resturile, cu tot ce a rămas, nimeni n-a mai văzut nimic. Și a zis Marcu, n-am venit să-ți fac demonstrații de sfințenie. Acum eu mă duc. Vezi că vine un leu, nu te speria. Bagă-mă în peșteră să nu iei nimic de la mine afară de un singur fir de păr din barbă. Îți va călăuzi la drum. Și să nu te sperii de leu, împărtășește-mă, fă-mi toate dezlegările care se fac mortului și apoi du-te liniștit. A venit un haram de leu sănătos, s-a ridicat în două labe, a luat o bucată mare de lespe, de cât nu ridică 10 oameni, a pus-o în gura peștilor, peșterii și când a dat cu laba așa și așa, și-a zgâriat, a rămas muntele intact ca și cum acolo n-a fost peșteră niciodată. Și s-a întors către Serapion. N-ai văzut? N-ai auzit. Scrii și nu știi. Adică nu vorbești. Acele moaște n-au fost atinse de nimeni niciodată. Și i-a spus, încalecă pe mine. L-a dus leu până la un loc și i-a spus, stai aici că vine altcineva. Și a venit un bou în aripat. O să spuneți, uite ce bancuri spun popii la biserică și povești din vețile sfinților. Este profetul Ezechiel, îl vedeți pictat totdeauna în iconografie, dar aici alt stil. Ba da, este. În care avem vulturul, vițelul, îngerul și, și leul. Ei, acel bou înaripat este Sfântul Profet Ezechiel. Într-o clipeală de ochi l-a luat pe Serapion pe umăr și i-a spus, acum Serapioane închide ochii. Nici n-a simțit Serapion ce a făcut și a zis, Serapioane deschide ochii. Și era la el în Palestina, în poarta mănăstirii.
Și a zis, scrie tot ce ai văzut, să știe omenirea ce fel de credință este pe pământ. Deci, tema pentru o casă e grea. Dobândirea credinței cât o sămânță de muștar, citirea Noului Testament să înțelegem cine e Dumnezeu, dorința de a nu mai fi lunatici plini de pofte și păcate și dorința de a aduce pe toți la Dumnezeu. Toți suntem obligați, mamele pe copii, bunicile pe feciori, pe nepoți, pe noi înșine și unii pe alții, să putem toată viața noastră să o dăm lui Hristos. Și spune mai departe că Iisus le amintește și un alt lucru. De asemenea, tot acest soi de diavol poate ieși și cu rugăciune și cu post. Deci, din nou amintește că nu numai credința. Credința nu se naște dacă n-ai post și rugăciune. Cu burta plină, plină, plină de pocnești purici pe ea, nu prea-ți vine a credință. Sunt mai mult alene și a pofte. Și acum se încheie Evanghelia cu ceva cu tremurător. Pe când străbăteau Galileea, că vindeca bolnavii, Iisus spune încă o dată despre El ca Dumnezeu, că fiul omului trebuie să moară și a treia zi să învieze. Vedeți, face concluzia etică a întrupării, răstignirii, morții și învierii sale. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi zadarnică, spune Apostolul Pavel, nu mi-a lăudat decât numai în crucea Domnului meu, spune Scriptura, dar Iisus Hristos, tot Apostolul Pavel spune, dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Să dea bunul Dumnezeu, să fiți veșnic vii, frumoși, întregi, sănătoși, credincioși și păziți de Duhul Sfânt. Amin.